Stimați reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă, stimați privitori, cei care ne urmăriți pe antimafie.md și pe site-ul Info Prin Primă, în EO. Conferința mea de presă astăzi este dedicată furtului din sistemul bancar al Republicii Moldova și cred că o să reușesc să vă spun lucruri care nu au fost aduse până acum publicului larg sau care din cauza unei inflații de cuvinte care s-a produs în mod deliberat în Republica Moldova, lumea nu mai aude o informație extrem de utilă și incitantă pentru urechile noastre. Deci, ceea ce vreau să vă spun acum nu face obiectul raportului Kroll, propriu-zis. Dacă o să vă întrebați dacă am avut eu acces la informația care se conține în raportul Kroll, o să vă spun nu. Dacă o să mă întrebați dacă are vreo tangență această dezvăluire pe care o fac eu cu investigațiile Kroll, la întrebarea asta o să vă răspund da. Deci trebuie să percepți această informație pe care vă spun ca o informație care se conține în investigațiile Kroll, și, dar nu neapărat se va conține și în raporturile Kroll, într-un raport care a fost prezentat deja guvernului și care face obiectul unor negocieri dintre părțile contractante și care nu reflectă adevărata investigație pe care o face agenția Kroll. Și eu am să vă răspund unor întrebări care până acum nu au răspuns în Republica Moldova. Deci una din întrebări: cât și cum au fost furați banii din sistemul bancar al Republicii Moldova? La această întrebare au încercat mai mulți specialiști să răspundă, ori din cauza unui limbaj sofisticat și din cauza că adeseori specialiștii în domeniu deci cei ce au expus ei publicului larg, asemănat mai mult cu un belaț contabil, aceste investigații sau aceste dezvăluiri care le-au făcut specialiștii în domeniu n-au avut nicio legătură cu noțiunile de crimă și pedeapsă care s-au săvârșit în acest caz. Eu nu sunt specialist în domeniu. Eu sunt politician și rolul meu este să vă aduc la cunoștință ceea ce ajunge la mine ca informație și ceea ce pot eu public să provoc factorii de decizie să-și trădeze adevărata esență în aceste cazuri. Deci, așa sau altfel, deci cum s-a săvârșit furtul din Republica Moldova a acelor bani pe care vorbim de atâta timp, de jumătate de an? Republica Moldova de mai mulți ani de zile a devenit o mare spălătorie de bani. În Republica Moldova s-au spălat pe parcursul anilor, după diferite informații pe care le aveți și dumneavoastră, peste 20 de miliarde de dolari. Aceste investigații au făcut obiectul interesului public altădată, dar nimeni așa și n-a mai putut să dezgheace cum a fost posibil ca Republica Moldova, o țară atât de mică, să devină o asemenea mare spălătorie de bani. Banii despre care vorbim noi acum, banii despre care s-au furat în toamna anului trecut, sunt rezultatul unui accident care s-a produs. Marele fluxuri de bani care au venit în Republica Moldova pentru a fi spălați, la un moment dat au spălat și banii de pe conturile deponenților din băncile moldovenești, în special de la Banca de Economii. Asta e asemănător cu faptul cum ați avea un iaz mic în care aveți apă și pește și la un moment dat vă convinge cineva că ați putea să aveți mult mai mult pește dacă dați drumul unui flux de apă să treacă prin iazul dumneavoastră. Vine iezitura, vine viitura și spală și iazul dumneavoastră și peștele din iaz și rămâneți fără nimic. Asta s-a întâmplat în toamna anului trecut, când un flux de bani care provin din crime transfrontaliere au trecut prin Republica Moldova și au spălat și banii deponenților de pe conturile lor din Banca de Economii. De unde au provenit acești bani? Acești bani, așa cum v-am spus, sunt rezultatul unor crime transfrontaliere și au provenit din țări cum este Rusia în special, Marea Britanie, România, Croația, Serbia și încă câteva state mai puțin importante sub aspectul implicării în această crimă de proporție. Deci, foarte scurt v-am spus care a fost mecanismul și în urma cărui accident au fost spălate de pe conturile deponenților din Republica Moldova acele sume de bani. Cine sunt beneficiarii acestui furt care s-a făcut? Organizatorul acestei scheme de furt din sistemul bancar al Republicii Moldova este Vladimir Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc l-a avut complice și partener în această afacere pe Filat. Filat, care furase deja din sistemul bancar al Republicii Moldova, a participat la furtul celor 380 de milioane de euro care s-au furat anterior până la aventura cu Șor.
prin firmele lui Caravita, prin alte scheme de furt care au fost utilizate de Filat pentru a pune mâna pe bani. Având ca obiect de șantaj participarea lui Filat altădată la furtul din băncile din Republica Moldova, Plahotniuc l-a utilizat pe Filat și pe adjunctul lui sau supusul lui din partidul lui, Leancă. Deci, ăștia sunt beneficiarii principali și sigur că beneficiari ai acestei scheme de furt sunt cei care au spălat bani pe Republica Moldova, care au adus banii în Republica Moldova, care i-au depus în băncile moldovenești și care i-au primit legal deja în țările de unde au venit ei, inclusiv Plahotniuc și Filat, care sunt rezidența unora dintre aceste țări cu conturi în aceste țări. În felul acesta, practic, s-au spălat acei bani și în felul acesta au beneficiat aceste două persoane. Care este rolul lui Leancă, Drăguțan și Timofte în toată această crimă? Dacă ați observat dumneavoastră atât Leancă, cât și toate trâmbițele propagandistice care vor să acopere acest furt, întotdeauna Leancă a vorbit despre faptul că a fost nevoit să scoată o hotărâre secretă de guvern prin care să acopere gaura de la Banca de Economii. Problema, știți care? Problema este că Leancă, Timofte și Drăguțan nu pur și simplu au acoperit gaura de la Banca de Economii. Ei au creat-o și eu am să vă explic cum. Deci, mutația în percepția publică a acestui fenomen a fost în momentul în care toți au zis, toți specialiștii au spus, dar ce trebuie să facă Leancă? Ce trebuie să facă prim-ministru atunci când a văzut că de pe conturile, de pe conturile deponenților, cetățenilor Republicii Moldova au dispărut banii? Sigur că trebuia să vină cu bani de la Banca Națională și să acopere acea gaură. Asta știți cum este? Asta este ca și cum cineva care a tamponat un om în stradă în urma unui accident, îi acordă primul ajutor medical și toată lumea se încântă cât e de mare salvator, făcând abstracție de faptul că taman el l-a tamponat. Asta este calitatea procesoară a lui Leancă în această istorie. Și au existat avizele lui Leancă, Timofte, președintele. Vă pare absurd, nu? Ar putea să vă pară absurd că este implicat și Timofte în toată istoria asta. Pentru că Timofte chiar parcă nu are treabă cu nimic. Președintele Consiliului Suprem de Securitate, Timofte, a semnat și el un aviz alături de Leancă și Drăguțan, prin care s-a permis băncii de economii să crediteze Banca Socială și Unibank. Acolo s-a produs furtul, nu la momentul în care ei folosesc drept stratagemă acoperirea găurii de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Bârcă, Viorel Bârcă, a fost scăpat fugar în luna februarie curent. A fost scăpat fugar, spun, pentru că s-a știut foarte exact că Bârcă este principalul martor și putea deveni principalul denunțător a crimei săvârșite în acest caz. Viorel Bârcă este fostul director a Băncii de Economii. Lui Viorel Bârcă, șor, i-a forțat mâna să semneze transferurile de bani, arătându-i avizele lui Leancă, Timofte și Drăguțan. La acel moment au existat avize. O să mă întrebați de ce era nevoie de avizele astea. Dar pentru că statul, Republica Moldova, chiar și după ce această bancă a fost înstrăinată către niște bănci rusești prin interpusul Șor, statul, Republica Moldova, a rămas cel mai mare acționar la Banca de Economii. A rămas cel mai mare acționar cu 33% la Banca de Economii. Și sigur că era nevoie de avizul acționarului. Cu atât mai mult că Banca de Economii nu avea acești bani în cont. Cu atât mai mult că Banca de Economii, pentru a face această tranzacție, a măturat de pe conturile curente ale clienților săi și de pe conturile de depozit a altor clienți toți banii. Ca să concluzionez aici, Leancă, Timofte și Drăguțan au participat la furtul acestor bani, nu numai la acoperirea găurii, pentru care ei sunt justificați și acum Leancă pledează erou și salvator a Băncii de Economii. Aici s-a produs crima și tocmai din această cauză insist pe acest moment. În momentul, acest lucru s-a întâmplat în octombrie, noiembrie trecut. Până la hotărârea secretă. Nu există niciun secret în acea hotărâre a guvernului. Este doar o stratagemă prin care ei
deturnează atenția opiniei publice către alt obiect al acestui furt decât cel real. De ce a invitat Leancă Crol? Dacă știa că a semnat asemenea hârtii. Vă explic. Leancă s-a speriat. Leancă a invitat o companie independentă tocmai din motivul că dacă nu se face o investigație pe modul în care au fost furați acești bani, singurul vinovat rămâne el. În momentul în care se face o investigație, Leancă speră că poate împărți crima săvârșită împreună cu Plahotniuc și Filat. Din această cauză, Leancă a insistat pentru ca să vină agenția Crol. Din toată invitația acestei companii, a ieșit o farsă până la urmă. Pentru că Banca Națională are un acord confidențial cu compania Crol, iar investigațiile sau rapoartele investigațiilor făcute de agenția Crol devin secret prin contract dintre aceste două părți contractante. Iată de ce raportul Crol nu va fi publicat. Nu pentru că el conține foarte multe lucruri dintre care v-am vorbit. Investigațiile conțin. Și eu vreau să faceți diferență dintre raportul, primul raport Crol, și investigațiile pe care le-au făcut cei de la Crol. Investigațiile sunt un pic altceva decât raportul final care a fost negociat cu ei. Pentru că dacă ne admitem prin absurd la un moment dat că ceea ce este investigațiile raportului Crol prezintă Republica Moldova ca pe o suprafață devastată de un mare cataclism natural. Dacă iese cumva public chestia asta, atunci cei toți care au participat sunt în pericol să aibă reglări de conturi cu gangsteri internaționali care și-au spălat banii aici și care au jucat, între ghilimele, cinstit cu liderii politici din țara asta. Iar ei au trădat prin investigația Crol. Sper că sunt explicit. Iată de ce i-a trebuit lui Leancă investigațiile Crol. De frică. De frică că el să nu rămână singurul vinovat în această situație. De ce atunci o să mă întrebați, Plahotniuc nu l-ar face țapii spășitori pe Leancă? De ce n-ar fi interesat Plahotniuc în moartea politică a lui Leancă? Uitați că nu este interesat, așa cum n-a fost interesat în moartea politică a lui Filat. Plahotniuc, la ora actuală, are nevoie de un Leancă șantajabil și pușcăriabil, pe care acum să atragă voturile care pleacă de la trădătorul Filat. Așa cum v-am spus, investigațiile Crol sunt altceva decât raportul Crol care stă pe masa guvernului. Sigur că și publicarea raportului Crol ar fi un obiect care ar interesa opinia publică și ziariștii de Republica Moldova și raportul Crol. Dar nici ăsta nu o să fie publicat, cel puțin deocamdată. Cu raportul Crol se va juca la fel cum s-a jucat în alte cazuri. Raportul Crol va fi citit miniștrilor, iar de la miniștri se vor face scurgeri de informații atâta de cât au nevoie cei care vor să acopere crimă. Exact atâta de cât au nevoie să acopere crimă. În concluzie, furtul de la băncile din Republica Moldova s-a întâmplat în urma unei mari spălări de bani. În urma căreia, din cauza unui accident, pentru că n-au mai putut ține aceste fluxuri, au fost spălate și banii de pe conturile deponenților moldoveni. De ce au mers la această crimă Leancă, Timofte și Drăguțan? Vă spun de ce. Tot aici, în concluzie. Pentru că ceea ce au știut ei a fost că Republica Moldova are de câștigat de la această tranzacție. Că chiar dacă este pe muchia unor acorduri internaționale, așa s-a mai întâmplat și în altă parte, și așa se întâmplă și în alte părți. Iar țara noastră este o țară mică și ar fi avut de câștigat vreo 200 milioane de dolari care veneau din comisionul pe care l-ar fi avut Republica Moldova. Așa cum v-am spus, cum ar fi pățit un proprietar de iaz mic care speră că îi rămâne peștele care curge pe acolo lui. De aia au mers la această tranzacție foarte periculoasă. Pârghiile lui Plahotniuc
Mă refer acum la Centrul Național Anticorupție. A acoperit această crimă din prima zi și până în ultima zi și astăzi o acoperă. Firmele care au participat, firmele moldovenești care au participat la această tranzacție, au fost selectate de ofițeri CNA, coordonat de către ei aceste firme și se află în continuare sub controlul lor, direct. Fuga lui Viorel... v-am spus, domnule, îmi scap. Bârcă, din Republica Moldova, a fost coordonat cu Centrul Național Anticorupție și este ținut la Moscova la ora actuală de Șor și de cei care au spălat bani pe Republica Moldova. Șor s-a ocupat de funerarele tatălui lui acum câteva săptămâni. Iar atunci când au făcut descinderile Centrul Național Anticorupție pe la ei pe acasă, au făcut-o și din teamă că hârtiile despre care vă vorbeam cu semnăturile ăstora trei ar putea să apară undeva. Acum acele hârtii circulă ca niște năluci între Statele Unite, Europa și Rusia. Și acele hârtii puțin posibil că vor apărea în curând, pentru că Centrul Național Anticorupție acoperă această chestiune. Deci cele mai importante instituțiile statului au fost implicate în acest furt. Eu acest lucru îl spun pentru partenerii noștri străini în primul rând. Eu sper că chiar într-un blocaj informațional cum mă aflu eu la ora actuală, ca și om care v-am adus la cunoștință și alte lucruri, chiar și în această situație, partenerii noștri occidentali vor auzi acest lucru. În jumătate de oră după această conferință de presă, pe blogul meu va apărea un articol scris în detalii, în special ceea ce v-am spus acum, cu comparații și cu toate trimiterile. Sper că acel articol vom reuși să-l traducem și să ajungă pe masa fiecărui partener de-al nostru străin care este interesat în a afla adevărata situație de lucruri în Republica Moldova. În primul rând pentru cei de la Bruxelles, partenerii noștri, care la ora actuală strâng din umeri și rămân consternați în fața acestei farse mari care s-a produs în Republica Moldova. Ce întrebări aveți la mine? Vreau să vă întreb de ce a fost nevoie avizul domnului președinte în condițiile în care în Consiliul de Administrație de la Banca de Economie, acolo unde statul este acum cel mai mare acționar, este guvernul acționar acolo, are guvernul exact. Reprezentanți. Înțeleg Drăguțanu că a fost nevoie de avizul BNM-ului. Înțeleg guvernul Leancă, dar domnul Timofti, care este legătura? Ca să înțelegeți de ce, deci sigur că avizul lui Timofti este o absurditate. Este o mare absurditate. Dar această absurditate este reală. Ca să înțelegeți de ce a fost nevoie de aceste avize, că în principiu, dacă Bârcă ar fi vrut să semneze dispozițiile de plată și de creditare a Băncii Sociale și Unibank, nu era nevoie nici de semnătura lui Leancă, nici de semnătura lui Drăguțan. Asta se putea produce fără semnăturile lui. Pur și simplu, la un moment dat, Bârcă s-a speriat și a cerut de la Șor să îi se prezinte acoperire, inclusiv de la președintele Consiliului Suprem de Securitate. Ori Bârcă știa că informația despre tot ce aici se întâmplă, în mod singur ajunge și la SIS. Deci, acel acord absurd al lui Timofte și implicarea într-un fel a unui om care n-are nicio treabă cu chestia asta, a fost pentru a-i forța mâna lui Bârcă, pentru a-l convinge să semneze aceste tranzacții. Aceste avize pentru tranzacții au fost după acordarea creditului sub garanția guvernului sau până la? Până la. Deci creditul sub garanția guvernului a fost făcut deja pentru a salva banii deponenților după accidentul despre care vă vorbeam. Leancă, la momentul în care aproba transferul de credit sau creditarea Băncii Sociale și Unibank, la momentul acela, el credea că participă la o chestiune, așa cum i-a descris-o Plahotniuc, de obținerea unui profit din comisioane pentru Republica Moldova. El asta credea că face atunci. El nu și închipuia că toată marea asta spălătorie de bani va lăsa conturile deponenților din Banca de Economii goale și se vor pomeni în pericol deponenții. De aia, atunci când s-au trezit în fața acestui fapt,
a semnat acea hotărâre de guvern prin care s-au dat garanții. Deci, adică, crima s-a săvârșit la momentul în care Banca de Economii a creditat cu bani pe care nu i-a avea Banca Socială și Unibank. Și aceste transferuri au fost cunoscute de către Leancă? Nu numai că au fost cunoscute, s-a făcut cu știrea și acceptul lor. Iar Bârcă a vrut să aibă pe masă hârtii semnate de ei. Hârtii care la ora actuală sunt scoase din Republica Moldova și care fac obiectul investigației lor CRO. Da, când spuneați că de fapt investigația CRO este un lucru, dar în raport sau inclus informații, alte tipuri de informații, vreți să spuneți că mai puțin importante sau care nu reflectă tot tabloul? Care nu reflectă tot tabloul. Deci CRO nu este, deci CRO este o agenție independentă față de toată lumea și nu este independent doar de comandatar. Ori comandatar este Banca Națională. Iar și executorul care este CRO pentru banii care îi primește, îndeplinește comenzile comandatarului. Comandatarul spune, eu de asta am nevoie. Eu am nevoie de un asemenea raport. Puteți să nu includeți toată investigația. De-aia vă spun că investigația CRO este mai amplă, mai relevantă și conține informații periculoase pentru Plahotniuc Filat, Leancă și toți ceilalți care i-au tras pe sfoară pe cei care au spălat bani pe Republica Moldova, pentru că tranzacția încă nu este încheiată, încă nu toți și-au primit banii. Dacă este să vorbim de raportul în sine, dacă spuneți că oricum conține decât informația care, să spun așa, le convine anumitor persoane, de ce nu se face public? Nu se face public dintr-un simplu motiv. Din simplu motiv ca acest lucru să rămână un mister pentru public, ca scurgerile de informații care se fac de la relevarea acestui raport către miniștri să pară credibile. Deci pentru manipulare nu se face raportul public. Plus, deci din acest raport, altă lume care se pricepe la investigație ar putea deduce anumite lucruri. Astea sunt singurele două motive pentru care guvernul nu publică raportul CRO. Și sincer să vă fiu, eu sper într-un fel că prin intermediul dumneavoastră această conferință de presă poate avea și efectul să-i determine totuși să publice acest raport. Am și această speranță că reușim împreună cu dumneavoastră să-i determinăm să publice măcar acest raport, care nu este foarte relevant, dar totuși dă niște informații asupra modului în care s-a operat. Recent, la inițiativa ministrului Osipov, ministrului de reintegrare, au fost legalizate magazinele duty free pe teritoriul Transnistriei. Care ar fi opinia dumneavoastră vis-a-vis de decizia dată? Deci negativă, desigur, numai că asta nu face direct, nu are legătură directă cu tema pe care o abordez astăzi. Ea are legătură doar în măsura în care Ilan Șor este utilizat în continuare drept executor a unor comenzi a lui Plahotniuc și Filat. Dar și în contextul întrebării date, care ar fi cauza că anume ministrul reintegrării a fost inițiatorul deciziei date, postul funcționar a holdingului lui Plahotniuc? Sigur că da, deci pentru că Osipov și alții sunt uneltele în mâna lui Plahotniuc și fac exact ceea ce le cere Plahotniuc. Și în cazul ăsta este la fel. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc și pentru concretizări puteți urmări articolul care va apărea imediat pe blogul meu, articolul în care în principiu se conțin aceste informații, urmând ca pe parcurs eu să vin și cu alte dezvăluiri legate de raportul CRO și de crima viacului în Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult!